Părintele Atila Pușcaș vine dintr-o dieceză destul de departe, de Alba Iulia, și în mod surprinzător s-a oferit să sprijine activitatea pastorală a Episcopiei de Timișoara. Părinte Atila, admir curajul tău de aventură. Pentru că nu exagerez, dar este o aventură, nu doar să schimbi o dieceză, dar să schimbi și o parohie multiculturală. De aceea te felicit, dragă Atila, pentru pasul și hotărârea ta. Atunci când discutam împreună, ai exprimat acea convingere pe care preasfințitul Sfântul Părinte Papa Francis a exprimat-o, se merită să riscăm pentru Dumnezeu. Și tu ai spus, da, vreau să risc acest schimb și te-ai oferit să lucrezi în comunitatea, în Episcopia de Timișoara și chiar în comunitatea de Reșița. Iubiți credincioși, numirea unui paroh nu este un lucru ușor, nici pentru cel care este numit și nici pentru episcopul care îl numește. Pentru că, într-adevăr, este un risc, dar totodată este un angajament. Un risc atunci când parohul spune da, dar nu știe la ce. Însă este un angajament, pentru că zice, pentru Hristos și pentru credincioșii lui Hristos, merită orice risc. În mod special, și eu am sărbătorit puțin astăzi în inima mea și mă bucur să sărbătoresc cu tine. Exact un an în urmă eram numit și eram primit cu mare bucurie la Maria Zăpezii și a selecționat chiar într-un an de zile, am avut nu doar bucurii, ci am avut și provocări, am avut surprize, însă toate acestea nu au făcut altceva decât să arate Duhul Sfânt are căile sale. Eu îți doresc, Părinte Atila, ceea ce acum angajezi să faci, chiar dacă surprize, alături de bucurii, să le pui toate în mâini. Dau citire acum, iubiți credincioși, decretului preasfințitului Episcop Martin de numire a Părintelui Atila Pușcaș. Preaiubitului Fiu în Hristos, cu privire la necesitățile pastorale, conform canonului numărul 524 din Codul de Drept Canonic, te trimit din parohia Silia Mirajului a diecezei de Alba Iulia, unde ai slujit până în prezent, la parohia Preasfânta Treime Reșița II Comandaș a Episcopiei Timișoare, unde vei fi încredințat cu activități de preot paro, începând cu data de 1 septembrie 2019, având obligația ca să-ți îndeplinești misiunea în totalitatea ei și cu precizie, să administrezi tainele lui Dumnezeu în mod valid, să vestești cuvântul lui Dumnezeu și învățăturile Bisericii cu perseverență pastorală și simț al răspunderii, trăind o viață impecabilă de preot,
în toate cazurile referitoare la oficiu sau la sarcinile tale, pentru îndeplinirea noilor tale îndatoriri. Îți doresc harul lui Dumnezeu și îți trimit binecuvântarea arhierească datat la Timișoara, în sediul nostru episcopal, la 1 august 2019, semnat episcop Iosif Ciobopal. Procedura de numire a fost îndeplinită prin acest decret. Procedura de instalare însă se face în fața credincioșilor prin depunerea profesiei de credință pe care se angajează să o vestească Părintele Paroc și a jurământului de fidelitate față de episcop și față de credincioșii comunității. Așadar, Părinte Otilo, te rog, recurgerea la profesia ta de credință. Eu, Pușcaș Otilo, preot Paroc al Parohiei Sfânta Treime din Reșița, cred cu tărie și de clar cu convingere tot ceea ce este cumplit în crezul apostolic. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zăvestit de la Duhul Sfânt. S-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat. S-a pogorât în iad. A treia zi a înviat din morți, s-a sfinta cerului și a vedea creata lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților, viața veșnică. Amin. Totodată cred cu tărie profund tot ceea ce cuprinde cuvântul lui Dumnezeu, fie sub formă scrisă, fie transmis prin alte cărți tradiționale, pe care Biserica ne le prezintă ca revelație dumnezeiască. Recunosc și promit să accept tot ceea ce Biserica ne învață despre credință și morală. În plus, promit ascultare și îmi iau angajamentul de a îndeplini învățăturile Sfântului Părinte Papa și colegiului episcopilor, când aceștia își exercită misiunea de învățător. Eu, Otilo Pușcaș, preotul Paroc desemnat și nou-numit al parohiei romano-catolice ca Sfânta Treime din Reșița, promit în fața lui Dumnezeu ca îndatoririle care îmi sunt încredințate le voi îndeplini cu fidelitate și conștiinciozitate potrivit voinței și îndrumării episcopului meu, cu ajutorul Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Gerhard, episcop martir și patronul dieceziei noastre. Promit ascultare și respect episcopului meu și nu îi face nimic împotriva voinței sale. Promit că voi sluji credincioșii din comunitate fără interes personal, cu dăruire și devotament, conform regulamentelor codului de drept canonic, în spiritul adevărului. Toate acestea le declar și le promit solemn. Așa se ne ajută Dumnezeu și Sfânta sa Scriptură pe care o va primi. Două sunt activitățile de coordonare ale Paroctului, vestirea nealterată a Evangheliei, în semn pentru angajamentul pe care tocmai l-a făcut. În mod simbolic, Părintele Paroc primește Biblia, Evanghelia lui Hristos Domnul. Credincioșilor. În semn că dumneavoastră l-ați primit
atunci îi mânăm cheia bisericii dumneavoastră. Apoi i-a spus celui care l-a invitat,
Când dai un ospăț la prânză sau la cină, nu invita pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe părinții tăi, nici pe vecinii bogați. Cam cumva să te invite și ei la rândul lor și astfel să-ți primești răsplata. Din potrivă, când dai un ospăț, invită pe cei săraci, pe schilos, pe șchiopi și pe orbi. Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ți răsplătească și îți vei primi răsplata la învierea celor drepți. Cuvântul Domnului. Sunt două daruri foarte, foarte importante pentru noi, ca să trăim o viață spirituală profundă și să ajungem mai aproape de Dumnezeu și să ajungem acasă, în Împărăția Cerurilor. Klaus Hemmer, un episcop german, spunea în felul următor: dacă iubești pietrele, te vei împietri. Dacă iubești oamenii, te vei omeni. Iar dacă iubești pe Dumnezeu, te vei dumnezei. Păsit și sunt foarte, foarte bucuros că slujesc într-o biserică cu hramul, adică sub ocrotirea Sfintei Treimi. Este o provocare pentru noi creștinii acest model de unitate. Și este și o binecuvântare și un mare, mare har. Cât de mare este Dumnezeu că ne invită și ne dă toate harurile necesare prin Cuvântul și Duhul lui Hristos, ca de la piatră, prin omenire, să ajungem acasă la Dumnezeu și să fim și noi părtași de Împărăția Cerurilor. Căci cine iubește pietrele se va împietri, cine iubește oamenii se va omeni și cine iubește pe Dumnezeu se va dumnezei. Mă simt și sunt bucuros că slujesc într-o biserică sub ocrotirea Preasfintei Treimi, pentru că, într-adevăr, cum a zis și Părintele Decan, m-am riscat spre îndumarea Sfântului Părinte și am venit aici ca prin, cu ajutorul lui Dumnezeu, alături de comunitate, sub ocrotirea Preasfintei Treimi, să trăim împreună bucuriile și durerile pe care Dumnezeu ne-l dă. Căci Iisus Hristos este în mijlocul nostru prin Cuvântul și Duhul lui Hristos. Să dea Dumnezeu ca această experiență comună, care nu știu câți ani va dura, să fie experiența unității, care este un dar adevărat. Ca de la pietre, prin omenire, să ajungem acasă la Dumnezeu. Thank you.
Thank you.
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Domnul Iisus Hristos, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale. Și binevoiește, ai dăruit pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în veci și veci. Amin. Pacea Domnului să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă un semn de iertare și pace frățească. Thank you.
Duhul Sfântim mereu gata să te slujim cu frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Amen.
Sfântul. Aceste cuvinte frumoase și elegante. Vă mulțumesc pentru deschiderea pe care m-ați primit. Sunt sigur că aceasta este cheia colaborării noastre și a succesului. Vă propun două surse. Cuvântul lui Dumnezeu și Euharistia. Și avem la Dumnezeu modelul preasfintei treimi, modelul unității, care pe noi ne va ajuta ca să ne împietrim, totuși să devenim mai oameni și să ajungem acasă la Dumnezeu. Că să rămțim pe care cine care ești la câți lucruri sau părtiși. Mulțumesc artiștilor care au cântat atât de profund la această Sfântă Liturghie Corului, tuturor care au făcut atât de solemnă această Sfântă Liturghie. Doresc binecuvântare artiștilor de muzică, de la Dumnezeu și foarte mult har. Știți, artiștii trăiesc foarte profund și își iau darurile dintr-o profunzime, cum să zic, misterioasă. Din cauza aceasta, darurile lor sunt atât de emoționante și ajung atât de aproape de Dumnezeu. Vă mulțumesc! Dumnezeu să fie! Mulțumesc din suflet că ați venit. Și îmi doresc ca să reușească această experiență. Depinde de noi și de faptul cât de mult ne deschidem spre cele divine. Sunt convins că printre cu bucurile și cu durerile pe care le vom trăi împreună, ținându-L pe Iisus în mijlocul nostru, pentru că este și trebuie să ne cântăm cu El, vom ajunge undeva aproape de Dumnezeu. Vă doresc o duminică binecuvântată. Domnul să fie să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Sfânta Liturghie s-a sfârșit. Mergeți și